ucis de Vlad Pascu, tânărul drogat care a dat peste acel grup de tineri în localitatea 2 Mai și i-a omorât pe Roberta și pe Sebi. Tatălui Sebi, care era, știți foarte bine, la acest protest în fața guvernului și cere intervenția lui Ciolacu să nu fie mușamalizat cazul și Vlad Pascu să iasă din pușcărie. A fost luat pe brațe tatălui Sebi de jandarmi. Mădălina Ignat vine cu mai multe informații. Sunt imagini live chiar în aceste momente. I s-a făcut rău, Mădălina, înțelegem, lui tatălui Sebi. Te ascultăm, vedem chiar în aceste momente imagini cu intervenția și că este urcat în ambulanță. Mădălina Ignat trebuie să vină cu detalii, corespondentul nostru de acolo, în doar câteva momente. Acolo au fost sute de oameni, toți îmbrăcați în alb, tocmai să-i ceară cumva premierului Marcel Ciolacu să nu fie pusă batista pe țambal, să zic așa, pe acest caz, sau să nu fie cumva mușamalizat până la urmă și Vlad Pascu să își primească o pedeapsă cuvenită pentru ceea ce a făcut. Dacă o avem pe Mădălina Ignat să-mi comunice, colegii, vă rog, care să vină cu mai multe detalii despre starea de sănătate. Pot să spun un cuvinte scurt? Vă rog. Nu vreau să înțelegem că acest mesaj din Piața Victoriei este o presiune asupra justiției din România. Deci nu o luăm ca o presiune asupra justiției. Nu, e un strigă de disperare ca să se facă dreptate. Să se facă dreptate cum trebuie, dar nu că presiunea asupra justiției. Să nu cumva să interpretăm așa că nu e bine. A fost cumva un meeting simbolic, dacă vreți, în Piața Victoriei. Și pentru decidenții politici de altfel, nu de pentru cei... Imaginați-vă disperarea unor părinți care văd că în sala de judecată vine un judecător și întreabă dacă mortul e în sală. Sigur, pentru o atitudine absolut. Sau tatăl care spune că presa a distrus viața celui care a urmat la rândul lui drogat fiind și viața familiilor acestor tineri care au fost omorâți de Vlad Pascu. Deci, în condiția în care acei părinți se fac vinovați de ceea ce s-a întâmplat copilului pentru că au închis ochii. Doamnelor și domnilor, vedeți chiar în aceste momente imagini tatălui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, tânărul drogat, este acum în ambulanță, i s-a făcut rău la acest meeting la care a participat cu sute de prieteni de-a lui Sebi, sute de prieteni de-ai Robertei și cu foarte mulți oameni care au fost în Piața Victoriei pentru a trage un semnal de alarmă că acest caz și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa cuvenită pentru că a omorât doi tineri drogat fiind. Le mulțumesc invitațiilor, doamnelor și domnilor. Andreea Sava vă așteaptă în doar câteva momente. Rămâneți așadar pe Antena 3.